Enchantée. Astăzi m-am decis să vorbim despre rutina mea de skincare, pentru că știu că de fiecare dată când vă întreb ce clipuri vreți să vedeți, rutina de skincare pentru seara și pentru dimineață este printre topul cerințelor voastre și am încercat în Makeup Mayhem să fac un astfel de clip, doar că am încercat să-l fac artistic, cu tranziții, cu tot felul de chestii de-astea drăguțe și n-a ieșit. De-aia într-una din zile n-am avut clip pentru că m-a enervat foarte tare felul în care mă chinuia clipul ăla. Și, de asemenea, mi-este foarte greu să vă zic rutina mea efectivă, adică folosesc produsele astea, numai produsele astea, pentru că le tot alternez, tot schimb. Eu am în prezent tenul mixt spre uscat, cumva preponderent deshidratat. Și de aia tot încerc de vreo un an de zile, tot încerc să găsesc acele produse care să îmi calmeze tenul, să mi-l ajute să nu mai reacționeze, pentru că are tot felul de reacții ciudățele și de asta tot alternez produsele, știți? Adică rutina mea nu este constantă, nu pot să zic că de luni până joi folosesc niște produse și de vineri până duminică alte produse și asta e rutina. Le schimb și le schimb în funcție de cum simt că reacționează tenul meu și cum simt că am nevoie, de ce am nevoie, știți? Și de-aia m-am decis că astăzi să vă pun în clipul ăsta toate produsele pe care le folosesc, să vă explic ce și cum, care-i logica mea din spatele utilizării lor și de acolo voi trageți ce concluzii doriți, cu mențiunea că nu trebuie să folosiți toate produsele astea, adică în opinia mea, dacă nu aveți probleme mari cu tenul, dacă vă cunoașteți bine tenul și vă cunoașteți problemele, o cremă, două seruri, un gel de curățare și un demachian, dacă vreți, mi se pare mai mult ca suficient. Deci noi nu trebuie să mergeți să vă dați peste cap, să folosiți tot felul de produse sau să aveți o mie de produse că vedeți la mine sau la altcineva. Nu, dar eu testez multe produse, încerc diverse chestii, caut soluții pentru problemele tenului meu și atunci este normal să am mai multe produse și să le alternez. Da? Dar dacă nu aveți probleme cu tenul, să spunem, foarte mari, sau dacă aveți tenul acneic și știți că aveți numai acnee, atunci folosiți produse în sensul ăsta. Bun, și o să începem cu rutina de seară și cu demachierea. Multă lume introduce demachierea ca parte din machiaj, pentru că, vezi, doamne, dai jos machiajul, eu consider demachierea ca fiind parte din skincare. Și am două opțiuni, în funcție de cât de lene îmi este în seara respectivă, pentru că sunt seri în care mi este foarte lene, așa, și sunt mega extra obosită și nu mă ridic din pat să demachiez, ceea ce e rău, știu, dar asta e realitatea. Sunt seri din astea în care nu pot să mă mai ridic din pat ca să mă demachiez și decât să dorm cu machiajul pe ochi, mai bine folosesc apă micelară. Și am două opțiuni pentru apa micelară, asta de la Bioderma, din care mai am fix câteva picături. Foarte, foarte bună apa asta micelară, este Bioderma Sensibio și mi se pare că este una dintre cele mai bune ape micelare, pentru că este calmantă, curăță foarte bine, nu trebuie să insiști foarte mult, nu trebuie să revii de 150 de ori cu dischetele, știți? Adică o lași pe ochi cel puțin să umezească bine mascara și tot fardul de la ochi și ce mai e pe la ochi pe acolo și după aia rotești ușor discheta și se ia tot. Da? Fără să trebuiască să frâci acolo, să-ți înroșești pielea și așa mai departe. Foarte bună și o variantă drugstore, dacă vreți, este asta de la Nivea, care la fel îmi place foarte mult și mi se pare că până în prezent este cel mai bun dupe pentru cea de la Bioderma, dacă vreți o variantă accesibilă. Eu nu mă înțeleg cu aia de la Garnier, știu că toată lumea este înnebunită după cea de la Garnier, din păcate eu nu mă înțeleg cu aia roz de la Garnier și te fac cu niciuna dintre cele de la Garnier. Simt că deshidratează foarte tare pielea de la suprafață, adică epiderma fix de la suprafață
Și e exact ce nu am nevoie. Știți, exact de asta mă feresc. Dar asta este foarte bună, tot așa, demachează foarte bine, foarte blândă, nu usucăte, nu irită. Este foarte, foarte bună asta de la Nivea. Iar pentru situațiile în care nu îmi este lene, recurg la o demachiere mai complexă. Și anume, am introdus de luna asta, am introdus acest demachiant bifazic de la Yves Rocher cu albă strele pe care l-am mai avut. Și am avut acum o colaborare cu cei de la Bastos și mi-au trimis mai multe produse de la Yves Rocher și de-aia luna asta le-am introdus în rutina mea de skincare și asta îmi place foarte mult. Este un demachiant bifazic oarecum clasic, doar că cei de la Yves Rocher au îmbunătățit formula și acum are în proporție, nu știu, de 90% sau ceva pe acolo ingrediente organice și este foarte bun demachiantul ăsta de machiaj pentru ochi, în mod special. Dacă ai un machiaj gros pe ochi, dacă ai multă mascara, dacă ai mascara waterproof, foarte, foarte bun pentru că nu irită ochii. Eu mai am problema asta, am observat câteodată mi se irită ochii de machiaj de la astea cu ulei, dar de la asta nu mi s-au iritat niciodată ochii și de-aia mi-a plăcut foarte tare și mi se pare că e o variantă bună ca să îndepărtez grosul de pe ochi, să nu rămâi cu reziduri de mascara. Și la fel, nu trebuie să tragi, nu trebuie să insiști, nu trebuie să îți iriți ochii, să ți chinui cu dischetele de machiaj. Apoi, în topul preferințelor mele, dacă mă urmăriți de ceva timp, în materie de machiere, au intrat uleiurile demachiante și deocamdată numărul 1 pentru mine rămâne ăsta de la Nivea. Acum îl am pe cel cu ulei de cocos. Este un ulei demachiant foarte bun. Dizolvă foarte bine machiajul de pe față, se clătește bine. Singura mea obiecție cu el este legată de ochi și v-am mai spus asta, că deși îndepărtează machiajul bine de pe ochi, am senzația că se clătește foarte greu. Nu știu de ce, se pare că numai eu am problema asta, că am întrebat și alte persoane care l-au folosit și se pare că numai la mine este problema asta, dar pentru asta am folosit, dar pentru asta folosesc demachiantul la bifazic de la Yves Rocher, știți, ca să nu mai dau cu ăsta pe ochi, să nu mai chinui cu clătitul și să-l clătesc doar de pe față și pe ăsta îl folosesc pe față și îmi place foarte, foarte tare, că la fel, nu irită tenul, nu trebuie să tragi, spre deosebire de varianta cu apă micelară când trebuie să folosești dischete de demachiante, acum nu mai folosești, da? Dar asta presupune să mă duc până la chiuvetă să mă spate pe față. Și eu sunt mare fan de machiare în doi pași și dacă vă machiați în mod special, vă recomand asta. Adică eu nu cred că este suficient doar să dai cu demachiant pe față și după aceea să încep să aplici produsele, pentru că rămân reziduri, inevitabil. Demachiantul nu face decât să curețe grosul machiajului și a impurităților de pe față și cumva curăță la nivelul suprafeței tenului, nu curăță pori în profunzime, nu curăță bine, nu îndepărtează toate rezidurile și de-aia, dacă aveți probleme cu coșurile și mai ales dacă aveți tenul gras, recomandarea mea este să mergeți pe o demachiere în doi pași seara, pentru că cel puțin în cazul meu s-a dovedit a fi cea mai bună soluție și m-a salvat de la foarte, foarte multe. Acum, în materie de geluri de curățare, am 4. De cât 4 am. Așa, but wait for it, pentru că am 4 cu motiv și o să reduc din ele. Am așa, prima dată ăsta de care m-am îndrăgostit, care a devenit obsesia mea la finalul anului trecut și pe care am continuat să-l folosesc, Calendula Deep Cleansing Foaming Face Wash de la Kiehl's, gelul de curățare cu gălbenele, care el teoretic este destinat persoanelor cu ten gras, dar nici mie nu face nimic, adică nu, spre deosebire de alte geluri de curățare pentru ten gras, ăsta nu mi-usucă tenul, nu-l simt deshidratat și nu simt că m-ar deranja, adică nu simt că îmi face ceva rău, ci din contră îmi curăță bine pielea, nu lasă reziduri, nu rămân urme pe dischetă după aceea, nu rămâne nimic pe ten, se clătește foarte bine, face foarte multă spumă ăsta, atenție, deci dacă nu vă place detaliul ăsta, trebuie să aveți grijă. Îmi place mult ăsta, l-am descoperit la finalul anului trecut și l-am recumpărat și am continuat să-l folosesc.
pentru că mi se pare un gel de curățare foarte bun și pe ăsta îl folosesc ori seara, când nu am în general probleme cu tenul, ori dimineața, în funcție de cum îmi simt dimineața tenul. Dar, în momentul în care îl voi termina pe ăsta, n-am să-l recumpăr pentru că am găsit unul minunat. Și anume ăsta de la Yves Rocher, care este mai accesibil decât cel de la Kiehl's. Ăsta de la Yves Rocher este cu microalge și este un gel de curățare super bun. Deci am rămas impresionată de cât de bun este acest gel de curățare, pentru că efectiv îți simți tenul super curat după el. Deci după ce te speli, simți chestia aia super curată, ai senzația aia de ten mega proaspăt și mega curat și mega așa, mega, nu știu, fresh. Și ce este plăcut la acest gel de curățare este că nu face foarte multă spumă. Ăsta, de exemplu, pot să-l folosesc cu foreo și ajungem imediat și la capitolul ăla, dar ăsta nu știu dacă aș folosi. Mie, în general, îmi place să folosesc foreo cu chestii care fac spumă. Ăsta nu știu dacă îl... l-aș folosi cu foreo, nu are nevoie, are o textură de gel și îl aplici pe față, după aia vii cu un pic de apă ca să îl emulsionezi și nu face foarte multă spumă, dar curăță atât de bine și lasă tenul atât de proaspăt. De recomandarea mea este ăsta să-l folosiți seara mai mult, adică nu l-aș vedea util dimineața, pentru că dimineața nu ai nevoie de o curățare atât de agresivă, atât de hai să scoatem tot din pori, să... Da, dimineața se presupune că nu ai decât reziduri de la, nu știu, produsele de skincare pe care le-ai pus cu o seară înainte și sebum sau ce-a mai secretat pielea pe timpul nopții și praf ce s-a mai pus. Adică nu e nevoie de o curățare atât de intensă, dar pentru seară și mai ales ca să îndepărtezi toate rezidurile de la machiaj, tot praful, îndepărtează iarăși foarte bine SPF-ul sau loțiunea de plajă. Dacă aveți probleme de genul ăsta și ați văzut că folosind produse cu SPF sau loțiuni de plajă faceți coșuri, înseamnă că rămân reziduri de la cele produse și trebuie să insistați puțin mai mult cu demachierea și cu gelul de curățare. De-aia v-am zis că uleiul de demachiere este foarte bun de folosit și atunci când folosiți foarte mult SPF pe timpul zilei. Dacă stați la plajă, de exemplu, și aplicați și reaplicați și reaplicați straturi de SPF, la un moment dat se creează o peliculă pe piele, care nu e neapărat pentru protecție, ci pur și simplu îți creează un sediment de produs, se sedimentează produs și ăla, dacă nu îl îndepărtați, ulterior veți face coșuri. Mie mi-a luat mult timp să-mi dau seama de ce Dumnezeu fac coșuri de la SPF. Ăsta este unul din motive, nu este singurul, dar ăsta este unul din motive. Și atunci trebuie să veniți cu un ulei din ăla de demachiere, ca ăla de la Nivea, și să îndepărtați bine toate urmele de SPF și să folosiți un gel din ăsta de curățare care curăță foarte, foarte bine. Ăsta la fel are tot așa în jur de 90% ingrediente naturale și folosește o tehnologie cu microalge care este cică revoluționară acum și nu știu ce face în mod special la nivel de tehnologie, dar e foarte bun. Asta e clar, este foarte bun. Apoi, un gel de curățare pe care îl testez acum și care îmi place, dar mă deranjează ceva la el, este ăsta de la Neutrogena cu acid hialuronic, îi zice Hialo Boost. Știți gama aia albastră de la Neutrogena? Neutrogena fiind un brand care mie știți că îmi place foarte mult și sunt mare fan Neutrogena, pe asta îl folosesc în mod special dimineața pentru că este un gel de curățare mai blând, este mai calmant așa, este perfect pentru dimineață când ziceam că nu am nevoie de cel de la Yves Rocher care să-mi curăță tenul. Este bun în materie de curățare, îmi place, curăță bine tenul, doar că este mult prea parfumat și mă cam deranjează aspectul ăsta, adică mi se pare mult, mult prea parfumat. Încerc să mă feresc de produsele care au prea mult parfum în ele, nu știu, nu prea mă plac mie și încă nu sunt sigură dacă am să mai folosesc, dacă am să continui să-l iubesc sau o lăsăm mai moale, pentru că
Mă deranjează parfumul, dar el așa ca gel de curățare este bun. Pentru dimineață merge, este ok. Apoi, al patrulea gel de curățare îl folosesc ocazional seara când simt că încep să am coșurile alea premenstruale. Știți, înainte de menstruație încep să apară pe aici, prin zona asta, că asta e zona hormonală. Încep să apară coșulețe, puncte negre și așa mai departe. Când știu că sunt aproape de menstruație, folosesc gelul ăsta de curățare de la Garnier, care are acid salicilic și cărbune în el. Motivul pentru care l-am luat pe ăsta și n-am luat un ser cu acid salicilic, spre exemplu, este că acidul salicilic mie îmi deshidratează tenul destul de tare și atunci, având deja tenul deshidratat, preponderent deshidratat în majoritatea timpului, nu vreau să mai vin cu altceva care să-l deshidrateze mai tare. Așa că ăsta este puțin mai calm, mai domolit, știți, nu este atât de intens. Dar am văzut că funcționează. Luna trecută, când m-am apropiat de perioada aia nasoală, am văzut că n-am mai avut erupții din alea mari, n-am mai avut coșuri din alea mari, au fost câteva, dar minore, așa, nu cum aveam eu de obicei, și înseamnă că funcționează asta. Ce mai fac este seara când stau în cadă, o dată de două ori pe săptămână, atunci când simt că încep să apară, să vină monștrii să mă invadeze, o țin pe post de mască, îl țin pe post de mască gelul ăsta de curățare, că are și rolul ăsta de mască, și îl aplic și îl țin pe post de mască. Chiar serile trecute mi-am aplicat aici local, pentru că mi-a părut să un de la mare, așa, știți, eram așa, îmi făcuse o a doua barbă, aveam o a doua barbă aici, așa era, atâta era, deci era aproape cât pumnul meu, așa se umflase, și ăla era chiar, era clar că este o chestie bacteriană, nu are treabă cu coșurile, nu era un coș efectiv, și am pus ăsta și două seri la rând și pe chestia aia și la potolit, s-a retras. E bun pentru asta. Atenție doar acum pe timpul verii să folosiți SPF sau să nu vă expuneți la soare dacă îl folosiți. Că totuși am observat că dacă stau la soare, îl folosesc seara și a doua zi mă expun la soare, mi se irită tenul, că totuși are acid salicilic în el și acidul salicilic nu prea se împacă bine cu soarele. Acum, în materie de tool-uri, de produse, de gadget-uri, de așa, de skincare, eu nu folosesc foarte multe lucruri, folosesc doar Foreo, pe care m-ați văzut folosindu-l deja de mai bine de un an de zile, care îmi place mult de tot. V-am zis, îl folosesc cu precădere cu un gel de curățare care face spumă, că mi se pare mie că acționează mai bine și ajută foarte mult la curățarea în profunzime tenului. Cum zicea și Eugenia, de regulă dacă folosești un produs din ăsta, ai tendința să stai mai mult, să fii mai calmă când te cureți pe ten și atunci e clar că funcționează decât dacă îți dai cu apă pe față, dai cu gelul de curățare și îl clătești în 30 de secunde, deci tot stai vreo 2 minute ca să te duci cu pe toată fața cu el și automat că îți curăță mult mai bine tenul. Mie îmi place foarte tare, dar atenție, nu folosesc niciodată Foreo când folosesc ăsta, pentru că ăsta este și exfoliant, da? Deci nu le combin și încerc să nu le folosesc în aceea zi sau două zile consecutiv, da? Pentru că nu vreau să îmi dau peste cap tenul, că și așa de-abia am intrat într-un echilibru. Deci mare atenție la că cu exfolierea, da? Să nu exagerăm totuși cu exfolierea când vine vorba de ten. Bun, eu fiind mare fan exfoliere, să ne înțelegem. Al doilea produs este ăsta, pe care îl folosesc de regulă când îmi aplic măști din alea de tip șervețel sau când mai am eu chef așa, știți, mai fac masaj pentru a-mi drena tot ce înseamnă puffiness și tot ce înseamnă exces de limfă și pentru un pic de drenaj limfatic, vreau să-mi iau și o rolă din aia de jad și o guașa eventual, să încep să fac mai mult masaj facial, pentru că cel puțin în cazul meu funcționează. Chiar îmi zicea cineva, a, că nu există drenaj limfatic, că nu se face așa ceva, că vai domne, nu știu ce mare guru a zis. Păi frate, nu știu, dar la mine funcționează, adică eu dacă mănânc sare, a doua zi se vede în ochii mei că Nu mi se mai văd ochii, de fapt, și atunci mă ajută. Și am observat că și la nivelul feței, așa, nu mai sunt atât de umflată dacă fac un pic de masaj. Ăsta este de la The Body Shop și, v-am zis, îmi place și pe ăsta îl folosesc on and off. Nu e o chestie constantă, dar e bun. În ce privește tonerele, să vă spui drept, eu cam uit să le aplic, le aplic așa,
când îmi aduc aminte, când am mai mult chef să stau în baie și să-mi fac toată rutina de skincare, dar dacă mă grăbesc sau mi-e somn sau mi-e lene, e clar că o să sar peste toner, că, nu știu, în general nu am văzut prea multe efecte datorate tonerului. Nu zic că nu trebuie folosite, dar în cazul meu n-am observat să fac o diferență considerabilă. But, acum, îl folosesc pe ăsta cu apă de albestrele de la Yves Rocher, l-am primit împreună cu celelalte produse pe care le veți vedea aici și le-am testat, așa cum vă ziceau și în review-ul pe care le-am dedicat acestor produse pe blog, dacă nu le-ați văzut, dacă n-ați văzut review-ul, vi-l las în descriere. Încă nu m-am convins pentru că n-a trecut o perioadă suficient de lungă să-mi dau seama dacă face ceva. Adică da, simt că îmi calcanumează cumva tenul după de machiere, mai ales dacă am folosit așa multe produse de demachiere, simt că îmi calmează cumva tenul, dar nu pot să zic că mi-a dat universul peste cap și că nu pot să trăiesc fără acest produs. Acum că e cald, că e vară, nu știu, îl simt cumva răcoritor, dar cam atât. Adică nu pot să mă, știți, nu pot să mă, dar îl folosesc și l-am introdus în clipul ăsta pentru că îl folosesc și am vrut să vă arăt cam toate produsele pe care le folosesc, chiar dacă le folosesc mai rar. Un alt produs pe care mă chinui de câteva luni să-l bag în rutina mea și să-l folosesc și am început acum zilele astea este ăsta de la Holika Holika. Ei zic că este ser cu vitamina C, dar dacă vă uitați este un toner în toată regula, adică e runny. Și trebuie să-l aplic pe o dischetă ca să-l pun pe față. Mă deranjează că are un miros puternic de alcool. N-am reușit să mă uit pe ingrediente, dar parcă m-am uitat când l-am cumpărat și n-avea alcool. Parcă. Și totuși are un miros puternic de alcool, dar am zis să-i dau o șansă, să vedem cum se înțelege cu tenul meu, dacă văd ceva, dacă măcar văd vreo îmbunătățire. Deocamdată nu pot să zic că am văzut cine știe ce, dar da, de-abia am început să-l folosesc pe ăla, așa că o să revin cu impresii mai încolo, probabil într-un clip viitor. Apoi, avem cremele de ochi. Cremele de ochi pe care la fel le aplic în funcție de cum simt că am nevoie. Nu sunt setată pe creme de ochi. Câteodată seara, dacă la fel mi-e lene și mă grăbesc, dau direct cu crema de față pe aici, pentru că este oricum mai hidratantă decât o cremă clasică de ochi și automat ar trebui să hidrateze mai bine. Dar în funcție de cum simt eu nevoia, mi-aplic crema de ochi, nu sunt religioasă din punctul ăsta de vedere, dar pentru dimineață folosesc serul ăsta de la Vichy când simt nevoia așa de un pic de trezește-mă, ca și în dimineața asta. Serul ăsta de la Vichy de Baby Mineral 89, știți că eu așa l-am denumit pe ăsta, Baby Mineral 89, are cafeină în el, ceea ce e foarte bun că ajută, e foarte bine că te ajută să te trezești un pic așa, are acid hialuronic în el, are apă termală, deci în principiu este bun. V-am zis, este un gel foarte lejer, foarte fin. Asta puteți să-l folosiți, de exemplu, și dacă aveți zona asta foarte grasă în jurul ochilor, știți? Cafeina aia și cu acidul hialuronic hidratează și dă așa un refresh zonei aleia și s-ar putea chiar să vă ajute să nu mai secrete atât de mult sebum. Deci îl puteți folosi pentru că nu este gras, nu este uleios, nu este nu vă împiedică machiajul sub nicio formă, nu o să vă deranjeze machiajul, ba de multe ori îl aplic în straturi 2, 3 straturi, 4, depinde cât am chef să stau, să aștept să se absoarbă și nu mi se strânge machiajul după aceea, nu mă împiedică cu nimic machiajul, este chiar foarte, foarte ok din punctul ăsta de vedere, dar v-am zis, nu vă așteptați la minuni, adică este hidratant, este ok, este foarte ok să-l țineți și în frigider, dar nu vă imaginați că o să vă dea lumea peste cap. În schimb, ce mi-a dat mie lumea peste cap și mai ales în iarnă, când iarăși mi se uscase zona asta foarte tare și devenise sensibilă că iarna e o problemă la mine, a fost filerina. Filerina este gradul 3 asta pe care o am eu, filerina pentru ochi și buze. Nu vă imaginați că o să vă facă buzele așa dacă vă dați cu asta, ci că o să le hidrateze. Dacă aveți buzele super crăpate la modul de vă ustură, de aveți, nu știu, vă dă sângele, aplicați seara din asta și o să se cicatrizeze foarte repede și o să se
repare buzele, la fel și în cazul ochilor hidratează. Are o textură de cremă foarte densă, foarte groasă. Are o textură de cremă de față mai degrabă. De-aia zic că să aplici crema de față pe ochi nu e neapărat un sacrilegiu. Și are o textură extrem de densă și mie îmi place să o iau când am zona asta super uscată și super deshidratată, să o iau, să o aplic într-un sac gros și să o las acolo până se absoarbe. Bineînțeles, procesul ăsta durează, nu știu, 20-30 de minute, dar rămâne acolo și se hidratează foarte bine zona aia. Mie îmi place foarte mult și am văzut o diferență, spre deosebire de serul pentru riduri, care e Don't Bother, așa, asta este foarte bună pentru hidratarea zonei de sub ochi, mai ales dacă este iritată. De fiecare dată când am avut zona asta iritată, mi se întâmplă aici, unde am tendința să mă încrunt, să mi se irite, nu știu de ce, câteodată mi se irită pielea, știți, și este și uscată de multe ori și atunci aplic asta în stratul la gros și a doua zi e fresh, sunt bine. Deci este foarte bună. E mai scumpă, dar credeți-mă că merită și va ajunge. Chiar dacă e micuț tubul, să știți că nu o consumați atât de repede cum pare. Avem serurile de față și aici începe distracția, pentru că eu am observat de-a lungul timpului că sunt mai degrabă mare fan al serurilor, în sensul că pentru creme folosesc o cremă pentru hidratare și that's it. Dar pentru seruri pot să alternez. Aici este zona în care mă joc cel mai mult. Îmi plac de altfel foarte tare serurile pentru că intră mai repede în piele, se absorb repede. Serurile în general sunt pe bază de apă, da? Pe când cremele au bază de ulei sau altceva la bază. Și atunci se absorb puțin mai greu. Dar aici este zona în care mă joc și experimentez cel mai mult. Folosesc, am devenit obsedată și nu mai am și astăzi o să merg și o să-mi cumpăr neapărat vitamina C, pentru că nu mai am rămas fără. Deci nu vedeți acum în clipul ăsta vitamina C, dar am ser cu vitamina C în general în rutina mea și îmi place foarte tare și este un antioxidant foarte puternic și vă recomand să-l folosiți și dimineața și seara, pentru că în timp veți vedea efectele și sunt mai multe variante care nu sunt lipicioase și nu sunt uleioase și le puteți folosi și dimineața sub machiaj și vă ajută foarte mult vitamina C. Asta ca idee. Apropo de clipul meu cu vitamina C pe care l-am făcut, dacă nu l-ați văzut, vi-l las în descriere și mergeți și îl vedeți și acolo vă explic mai multe despre vitamina C și de cum funcționează. Dar, în prezent, am așa, niacinamide, pentru că m-am tot pregătit pentru clipul ăla cu niacinamide pe care vreau să-l fac și l-am filmat de 4 ori și de 4 ori a ieșit prost. Și o să-și filmez la 5-a oară, nu-i problemă, vine și ăla, vine imediat. Și înainte aveam așa niște dubii legate de niacinamide, nu eram prea bună prietenă cu ele, dar acum au devenit preferatele mele și astea au intrat în topul preferatelor mele, așa, alături de vitamina C și de acidul hialuronic. Îmi plac pentru că am văzut că mă ajută să am tenul mai hidratat. Dacă este să găsesc o cauză pentru care tenul meu nu mai este în halul ăla de deshidratat și de uscat cum era în iarnă, odată pot să dau vina pe vreme, că este mai multă umiditate în atmosferă și că e vară și că totuși în general eu vara nu am avut tenul uscat, da? Ci mai degrabă așa, și când aveam tenul gras era foarte gras vara și mai uscat iarna, că așa e normal, iarna se usucă mai tare că na, e frig, vânt și așa mai departe. Al doilea motiv cred că ar fi combinația de acid hialuronic și niacinamide pe care o folosesc în ultima vreme cam cu religiozitate, așa cam săptămânal, am câteva zile în care folosesc combinația asta sau măcar acid hialuronic și asta cumva mi-a salvat tenul. Și pe lângă niacinamide am acid hialuronic, v-am zis, am ăsta de la Revox și ăsta e pe terminat de mai am o dată cât sau de două ori de utilizat din ăsta, și mai am puțin și din mineralul 89, care și ăsta la fel are acid hialuronic și îmi place foarte mult. L-am folosit și pe ăla de la The Ordinary și ăla îmi place foarte mult, nu știu pe care am să recumpăr, pe ăsta sau pe cel de la The Ordinary, dar am să le am să recumpăr oricum acid hialuronic pentru că îmi place mult de tot și folosesc acid hialuronic constant de 2 ani de zile și de atunci am văzut că ușor, ușor se schimbă așa
tenul meu. Bine, au mai apărut probleme între timp, au mai apărut diverse chestii, dar am văzut că mă ajută foarte mult. Și în prezent mai am serul ăsta, bufeul ăsta de la The Ordinary cu peptide. Nu este bufeul clasic. Acum, să vă fiu sinceră, nu văd o diferență între ăsta și ăla clasic. Adică am să recumpăr bufeul de la The Ordinary, pentru că îmi place foarte mult și îmi place mai ales pe ăsta să-l aplic dimineața, pentru că îmi arată bine machiajul. Îmi arată bine machiajul și îmi place cum se simte tenul meu de la el, dar nu știu dacă am să-l recumpăr pe ăsta cu peptide. Nu sunt mega extra încântată de ideea de a combina peptidele cu ăsta, adică n-am văzut nu știu ce rezultate, dar serul de la The Ordinary este bun. Ce mai folosesc și nu am aici pentru că mi s-a terminat și am zis să fac o pauză pentru că este cald, e soare mult afară și chiar dacă eu nu stau foarte mult la soare, s-ar putea totuși să mă irit, este retinolul. Folosesc deja de 2-3 ani constant retinol, în cel puțin iarna, și mă ajută mult, mă ajută că îmi simt tenul mai, nu știu, menține elasticitatea tenului. Folosesc o formă de retinol, fie că este de la The Ordinary, fie că este de la Geek & Gorgeous, fie că este, nu știu, de la alt brand, întotdeauna încerc să folosesc retinol pentru că este foarte, foarte util retinolul și am văzut diferența majoră între perioadele în care n-am folosit retinol mult timp și perioadele în care am folosit retinol. Adică eu cred cu tărie în retinol. Dacă e să mă întrebați așa, 4 lucruri sau 4 seruri, 4-5, nu știu, în care cred foarte tare sunt odată retinolul, acidul hialuronic, hands down, vitamina C și niacinamidele. Deci astea sunt pentru mine Dumnezeu și de când le-am introdus constant în rutina mea, poate că nu în fiecare zi, dar în fiecare săptămână să le folosesc, văd diferențe și, cum am zis, tenele mea s-a mai calmat, de aia în momentul de față pot să zic că am trecut la un ten mix, nu sunt neapărat super uscată, că vă aduceți aminte dacă mă urmăriți de mult timp, că aveam o perioadă în care ziceam că sunt super uscată, că sunt iască. Ei, acum am zile în care trebuie să-mi tapotez sebumul de pe machiaj, că îmi lucește machiajul, ceea ce nu mi s-a mai întâmplat din adolescență, deci sunt, încântată. În ceea ce privește crema, v-am zis că o țin foarte light, foarte simplu. În general folosesc crema de la Gerovital H3 Evolution, dar mi s-a terminat și am zis hai să încerc altceva și acel altceva este asta de la Neutrogena, este din aceeași gamă cu gelul de curățare. Aceeași problemă. Hidratează foarte bine, este foarte plăcută, are o textură foarte interesantă crema asta, dar este foarte parfumată. Deci, din păcate, da. Dar așa este foarte hidratantă și îmi place foarte mult. Are o textură foarte interesantă. Nu știu dacă o vedeți voi pe cameră, dacă se poate observa. Are o textură cumva de burete. Când te uiți la ea, zici că efectiv e un burete. Când am desfăcut-o prima dată, se vedea ca și cum aveam un burete din ăla, așa. Zic, ce e asta? Când pui mâna pe ea, pare gel. Deci la atingere se simte gel, așa, dar când o aplici și când intră în piele, începe să devină mai consistentă, așa, adică e foarte interesantă textura ei, îmi place foarte tare și este o cremă hidratantă, adică chiar hidratează, dar nu e grea, nu e uleioasă, nu e densă la modul, nu știu, cum sunt alte creme, nu simți că pui mult ulei pe față, ca să zic așa. Dacă n-ar fi parfumată, Doamne, ce bine ar mai fi, deci mi-ar plăcea atât de tare să nu mai fie atât de parfumată. Of, Doamne, dar da.
Cred că o să revin la Jojo Vital H3 Evolution pentru că aia este super bună și hidratează și, nu știu, tenul meu chiar arată luminos când folosesc crema aia. Am făcut chiar odată experimentul ăsta cu voi pe Instagram, țin minte, acum vreun an sau doi, când am cumpărat-o și nu mai folosisem de câteva săptămâni și a doua zi m-am trezit și v-am arătat tenul meu pe story și voi ați observat diferența cu aia. Deci e foarte bună aia. Am zis, prefer să mă joc mai mult cu serurile, să caut ingrediente active pe care să le folosesc în seruri decât în creme. Crema o folosesc strict pentru hidratare și cam atât. Adică nu vreau să-mi dau cu 150 de creme, nu vreau să-mi dau cu 150.000 de produse. Îmi ajunge dacă îmi dau cu două seruri, dacă combin două seruri și după aia vin cu o cremă. Nu mă ambalez prea mult în sensul ăsta. De-aia, în general, la mine o să vedeți o cremă maxim două. Când nu folosesc crema aia, când nu vreau să folosesc crema de față, nu știu, poate țin tenul prea obosit, prea uscat, prea, nu știu, deshidratat, folosesc o mască din aia peste noapte, îi zic ei. Practic, măștile astea peste noapte sunt niște creme ceva mai intens hidratante, știți, să nu îi zică vaselină, mă rog, glumesc, nu e vaselină, dar să nu o zică că e o cremă foarte grasă, îi zice mască peste noapte. Practic este tot o cremă, așa. Și favorita mea la ora actuală este asta de la Yves Rocher. V-am povestit și în review pe care i l-am făcut, m-am îndrăgostit instant de ea, pentru că atunci când am fost la Brăila, la Eugenia, am folosit tretinoină, care este tot retinol. Așa, o să vorbim și despre retinol în curând. Și aveam tenul foarte uscat, că normal, tretinoina usucă foarte tare, deci nu vă jucați cu tretinoina, că nu e de glumă. Usucă foarte tare și eu am folosit la ea, că am vrut să văd cum îmi reacționează tenul la tretinoina și să văd cum dacă o suport. Și mi-a deshidratat foarte, foarte tare, că așa se întâmplă până te obișnuiești cu ea. Și mi-a deshidratat foarte tare tenul și am venit acasă, am primit coletul de la Yves Rocher și am folosit masca asta în seara aia. Și de atunci am folosit-o, nu știu, vreo două săptămâni în fiecare seară și am observat că îmi hidratează foarte bine tenul. Deci tenul meu nu s-a descoamat în halul în care s-ar fi putut descoama de la tretinoină datorită acestei măști. Este hidratantă. Să știți că în ceea ce privește densitatea, între crema aia de la Neutrogena și asta, nu este foarte mare diferență, dar la asta se simte că este mai hidratantă, se simte că e mai grea. Adică dacă aplici un strat prea gros de mască din asta, s-ar putea să te alegi cu scame din alea pe față, să ți se adune așa, da? Deci trebuie să aveți grijă cât aplicați, dar este hidratantă și e bună. Și nu are alcool, pentru că iarăși aveam tenul iritat și din cauza unei alte proceduri despre care o să vorbim probabil peste vreo un an de zile și nu m-a usturat tenul. Și ceea ce e super pentru mine, deci foarte, foarte bună masca asta cu microalge de la Yves Rocher, îmi place și sigur o cumpăr. Până să o am pe aia, o foloseam pe asta de la Jojo Vital H3 Derma Plus, care și asta este foarte ok, foarte hidratantă, foarte, foarte bună. Este aia de vă ziceam eu că miroase a prad sau tămâie, este aia, că nu mai știu. A tămâie, miroase. Este aia de miroase. Da, are exact mirosul ăla de tămâie. Da, bănuiesc că are ceva ulei de la conifere, ceva, nu știu, habar n-am. Dar miroase tămâie. E interesant mirosul, adică mie îmi place mirosul de tămâie, nu m-aș fi așteptat să-l găsesc într-un dus cosmetic, dar e foarte ok. Și asta foarte hidratantă și foarte bună, adică văd diferența a doua zi dacă am tenul seara uscat așa și amărât, a doua zi se vede că este mai hidratat și mai plump așa și mai fresh. Iar în ce privește SPF-ul, eu aplic SPF când nu mă machiez, când stau de obicei acasă, ies prin curte, am treabă, la la la, fac diverse și nu mă machiez. Îmi place să aplic SPF-ul sub machiaj pentru că am observat că mi se ia machiajul, nu știu, nu aderă machiajul. Încă nu am găsit acea cremă cu SPF care să nu fie atât de densă și de groasă încât să nu ia machiajul, încât să nu arate machiajul meu rău.
N-am găsit, îmi pare rău. Încerc să mă protejez. Când mă machiez, am fondul ăla de ten de la Maybelline cu SPF 50, care are SPF-ul în el și este și luminos, și încerc să mă protejez, îmi pun pălării, îmi pun șerpi, îmi pun de toate, ca să nu trebuiască neapărat să am SPF, pentru că mă disperă faptul că îmi curge. Dar când nu mă machiez și sunt prin curte, acum, în perioada asta, folosesc această cremă de la CeraVe cu SPF 25 și încerc să o reaplic de mai multe ori pe parcursul zilei când sunt prin curte, dar pe corp aplic mult SPF dacă sunt în curte, dar pe față mi-e destul de greu, pentru că v-am zis, am observat că mai fac și coșuri de multe ori de la SPF și încerc. Cu toate că înțeleg rostul, știu că trebuie, v-am zis, am făcut un clip despre SPF și am discutat acolo o grămadă despre cât este de important SPF-ul, dar mă deranjez aspectul ăsta. Încă nu am găsit o cremă care să mă mulțumescă din punctul ăsta de vedere, să o aplic, să nu arate tenul slinos și să nu se ia machiajul de la ea. Și ultimul pas este cel al măștilor și am câteva măști aici pe care le folosesc. În general îmi plac mășile de tip șervețel, sunt cumva preferatele mele, exceptându-le pe alea, care alea sunt mască de hai să mă dau repede și să mă duc să dorm, dar dacă vreau să mă relaxez, vreau să mă răsfăț, vreau să simt eu așa că sunt într-o seară din aia de pur răsfăț, folosesc măști de tip șervețel și le folosesc cu rola asta, v-am zis, că ajută să intre mai bine serul în piele. De regulă le am pe cele de la Skin Light cu melc, le știți că vi le-am tot arătat, sunt preferatele mele, dar acum nu mai am din alea că le-am terminat și am altele și nu le-am cumpărat. Pentru ochi am peciurile astea de la Skin Light pe care le țin și eu în frigider, ca și Eugenia de altfel, și astea sunt bune mai ales dimineața să le pui pe ochi așa, dacă e la fel, dacă te trezești cu ochii umflați, dacă te trezești cu ochii obosiți, sunt super bune, le ții 5 minute, sunt reci și îți hidratează zona asta de sub ochi și desumflă zona asta de sub ochi, sunt foarte ok, plus că sunt super accesibile astea. Și v-am zis, folosesc măști de tip șervețel. Acum am mai multe de la Garnier, pentru că am primit de la Garnier, am primit un pachet de PR și am mai multe de la ieri, dar le alternez în funcție de ce găsesc. În regulă mă duc în DM și cumpăr de la Skin Light multe, dar iau și de la L'Oreal și de la Garnier. Pe asta nu prea le vedeți în MPU-urile mele, în produsele mele terminate, pentru că nu păstrez plicurile. În general le arunc imediat cum le-am folosit, pentru că mai rămâne ser din ala și se scurge și rămâne lipicios și de aia. Nu știu dacă m-am arătat de prea multe ori în produse terminate, ambalaje de măști din astea, dar să știți că folosesc. Așa. Astea sunt îmbibate cu foarte, foarte mult ser. Deci au super mult ser. Super, super mult ser. Și când am tenul foarte deshidratat, acum sunt din ce în ce mai multe măști pe piață cu acid hialuronic. Dar înainte nu era cazul. Înainte nu aveam parte de asemenea răsfăț și erau măști hidratante. Acum ce înseamnă hidratant pute să însemne orice. Înainte puneam un ser și după aia cu acid hialuronic de regulă și după aceea veneam cu masca asta șervețel ca să obțin o doză și mai mare de hidratare. Și este un truc foarte bun dacă vreți, dacă aveți tenul super deshidratat, dacă nu, vă ajută doar masca în sine. Și astea, de exemplu, spun că se țin 15 minute, eu le țin și o oră dacă am chef și răbdare în seara respectivă, cum am chef. Mai plac foarte tare măștile cu melc. De regulă v-am zis, le iau pe alea de la Skin Light, dar orice înseamnă mască cu melc, am văzut că au efect antirid și cumva simți efectul a doua zi, adică simți că ai pielea mai strânsă, așa, simți că e pielea mai fresh, mai proaspătă, mai, nu știu, parcă se simte efectul antirid. Și da, în mare cam astea au fost toate produsele pe care le folosesc eu. Sunt multe la prima vedere, dar v-am zis, le alternez, nu le folosesc pe toate odată, vă rog eu frumos, nu faceți salată pe față. Am grijă la felul în care le folosesc, dar am vrut să vi le arăt ca să scap de grija asta, da? Să scap de ideea asta că, vai doamne, când fac o rutină de skincare. E, cam asta e rutina mea de skincare, cam astea sunt produsele pe care le folosesc, funcționează foarte bine. Mă concentrez mai degrabă pe ingrediente decât pe branduri. Deci mă concentrez mai degrabă pe ingrediente decât pe branduri și v-aș recomanda să faceți și voi la fel, pentru că am observat că asta face o diferență
diferență foarte mare în felul în care arată tenul meu și credeți-mă că atât de bine cum arată tenul meu acum, n-am mai arătat așa de mulți ani. Adică am ani de zile de când n-am mai arătat atât de bine. Se simte bine și pe lângă asta se simte foarte bine tenul meu. Îl simt foarte ok, nu-l mai simt deshidratat, nu mai simt că mă strânge, nu mai simt iritat, nu mai simt că mă deranjează, nu mai ies coșuri atât de multe, e bine, se simte foarte bine și îmi place foarte tare, deci, yay! So, that's it, folks! Dați un like și un share la clipul ăsta, dacă vreți să mai vedeți astfel de clipuri, spuneți-mi ce alte produse bune știți voi și pe care ar trebui să le încerc pe viitor. Nu uitați să vă abonați dacă nu ați făcut-o, pentru că mă ajută foarte mult. Vă pup și ne vedem în următorul clip. Ciao. Așa fie.